Pe adunarea generală a acționarilor de la Complexul Energetic Hunedoara a aprobat divizarea companiei energetice. Astfel, activitatea de minerit se va desprinde de cea de termocentrale, minele urmând să facă parte dintr-o nouă societate. Liderii de sindicat din Valea Jiului spun că această decizie va conduce la noi probleme sociale în Hunedoara. Ceea ce la început a apărut ca și o informație pe surse s-a concretizat la mijlocul acestei săptămâni, atunci când adunarea generală a acționarilor de la Complexul Energetic Hunedoara a aprobat divizarea companiei energetice. Asta înseamnă că minele se vor desprinde de termocentrale într-o nouă societate. Presa din Valea Jiului susține că acest lucru conduce la o stare de incertitudine în rândul celor aproximativ 7.000 de persoane care își desfășoară activitatea în acest moment la compania energetică. Liderii de sindicat nu sunt nici ei de acord cu ultima decizie a celor din Aga, și spun că divizarea ceh va aduce noi probleme sociale în județul Hunedoara.